seara aceasta vreau să avem o discuție, un studiu, dacă vrem să numim așa. Ca de fiecare dată, în perioada aceasta și în perioada Crăciunului, intervin anumite discuții între noi despre sărbători. Și aș vrea ca să mai aduc și de data aceasta niște clarificări despre felul în care eu văd lucrurile, despre felul în care cred că Scriptura prezintă lucrurile, despre felul în care, până la urmă, nu pot decât să vă învăț după lumina care am primit-o. Da? Nu am cum să vă învăț decât ceea ce cred că văd pe paginile Sfintei Scripturi. Știu că este un subiect care poate fi foarte tensionat, foarte dificil, dar nu trebuie să fie, nu între frați. Ăsta e un lucru care, chiar cu mici, cum să zic, momente de tensiune și de divergență, aș putea zice că este foarte de apreciat în mijlocul adunării noastre, că oricând au fost diferențe de opinie, întotdeauna s-a încercat să se abordeze în dragoste, s-a căutat ca să fie spre zidire. Lucrul ăsta a apărut în diverse subiecte. De exemplu, la început era o discuție între surori despre acoperirea capului. Da? Cum ar trebui să fie? Unii care aveau obiceiul să nu, alții care aveau obiceiul să da, dar a fost toată discuția și tot ceea ce s-a întâmplat într-o grijă și o dragoste. Nimeni n-a căutat să dea în cap la altcineva sau să înjosească, o soră să înjosească pe altă soră sau așa mai departe. Și până la urmă, cred că în mare parte există un consens între surori despre lucrul acesta. Interesant este că consensul acela este împotriva convingerilor mele, dar eu dau slavă Domnului pentru asta, nu al lui fratele Andrei. Adică faptul că consensul a fost a surorilor că preferă să arate mai multă supunere, da? Pe mine m-a bucurat. Deci, până la urmă, ăsta e scopul, cred eu, a textului, că femeile credincioase trebuie să caute să fie și să arate supuse și să arate locul lor lăsate de Dumnezeu în familie, în biserică și așa mai departe. Deci, faptul că surorile au înțeles lucrul ăsta, pe mine mă bucură. Chiar dacă, să zicem, anumite aspecte a textului, eu le înțeleg altfel, da? Mă bucură că surorile au înțeles esența textului, și anume că acolo unde se află, în contextul lor, trebuie să arate supunerea, să arate locul lor lăsate de Dumnezeu în biserică, în societate, în familie. Și că lucrul acesta nu este o cară, o înjosire, și este o laudă, ar trebui să fie, o bucurie ca să poți să fii ceea ce te-a creat Dumnezeu. Și în alte subiecte am avut discuții dificile pe tema închinării, pe tema grupelor de copii, pe tema foarte multe discuții dificile și acest aspect recunosc că din punctul multora de vedere este total radical. Eu am o aversiune față de sărbătorile acestea culturale, care eu așa le consider, sunt chestii care cultura noastră le-a creat, chiar dacă cultura noastră, din punct de vedere, e foarte influențată de aspectul creștin, n-am o aversiune la aspectul cultural, să nu mă înțelegeți. Eu sunt foarte pentru a sărbători. Sunt pentru a merge la un festival de film, la un festival de muzică. Sunt pentru a sărbători multe lucruri. Da? Îmi sărbătorez ziua de naștere și profit de asta să am timp frumos în familie sau cu prietenii. Aversiunea care o am este atunci când cele două sfere, cea culturală, personală, socială și cea religioasă, se suprapun, încât cea religioasă, cea duhovnicească, e alterată de cultura noastră, de aspectul social, și cultura și societatea și alte lucruri încep și dictează aspectele duhovnicești. În așa fel încât ceea ce se întâmplă în biserică nu mai este în mod pur ceea ce Hristos a poruncit, și începe să fie un amalgam dintre ceea ce Hristos a poruncit și ceea ce lumea pretinde. Da? Să înțelegeți foarte bine, și eu
am crescut în exact același mediu. Da? Ca să înțelegeți cât de similar este mediul, dacă știți la cine să vă adresați, veți putea face rost de niște poze cu mine în costum de îngeraș, recitând poezii de Crăciun. Da? Știu exact cu ce se mănâncă felul ăsta de a sărbători. Cu timpul, cu maturizarea, cu studierea Scripturii, nu că mă fac mai înțelept decât alții, am realizat că nicăieri în Scriptură nu există așa ceva. Da? Că nicăieri nu a lăsat Hristos asemenea sărbători, cu atât mai puțin asemenea manifestări. Hai să facem, să avem un cor de îngeraș, hai să avem un nu știu ce, hai să... Și am ajuns la concluzia, înainte să ajung la concluzia pe sărbători, am ajuns la concluzia pe ceea ce înseamnă viața și închinarea bisericii, că regula după care ne cheamă Biblia să ne ghidăm viața duhovnicească este să facem doar ceea ce ne-a poruncit Hristos prin cuvântul Său și aceea este suficient. Da? Eu cred că Hristos ne-a lăsat tot ceea ce avem nevoie pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Dar nu cred că ne-a lipsit de ceva. Eu nu cred că Mântuitorul nostru ne-a lipsit de ceva și a lipsit biserica de ceva, încât să zicem, hai să ne uităm la alte surse, hai să vedem oare ce mai fac alții în alte sfere, în alte medii, ce fac ăia de la filarmonică, ce fac ăia de la nu știu unde. Hai să vedem dacă nu putem importa niște idei, pentru că, știi, viața asta de biserică, de credință, e cam plictisitoare, lumea e cam apăsată, nu prea-s bucuroși, hai ca să găsim soluții. Da? Cam așa gândește lumea modernă, creștinismul modern. Trebuie ca să fie mai palpitant, trebuie ca să... De parcă ceea ce Hristos a lăsat nu este suficient. Am realizat și cred că mulți dintre dumneavoastră ați realizat că ceea ce ei consideră insuficient este datorită faptului că n-au experimentat biserica așa cum a proiectat-o Hristos vreodată. Ei n-au experimentat o comunitate de credincioși în care se face doar ceea ce a poruncit Hristos. Și să vadă că acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este aplicat, este suficient. Nu mai e nevoie de altceva. Foarte mulți oameni care vorbesc despre faptul că e mai nevoie de alte lucruri, să importăm alte lucruri, este pentru că n-au experimentat vreodată o biserică, o comunitate, exact cum a proiectat-o Dumnezeu. Eu cred că dacă suntem ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, în niciun caz nu mai e nevoie de altceva. Și cred și despre sărbătorile acestea. Din nou, nu că ele ca și aspect social, cultural, neapărat sunt păcătoase în sensul că dacă te duci la cineva și au făcut ouă de Paști, cum se practică în România, să ai grijă, să nu cumva să pui mâna pe ele, că s-ar putea ca să devii posedat, s-ar putea să te faci părtaș la dragi sau ceva. Nu-i vorba de asta, da? Nu-i vorba de așa ceva. Sau nici măcar nu-i vorba că, de exemplu, o societate, o cultură n-ar putea să aibă anumite obiceiuri de sezon, chiar ele să fie, până la urmă, creștinizate și lucrurile astea să fie ceva interzis. Nu-i vorba de asta. E vorba dacă noi ca și biserică suntem chemați și avem mandatul de la Dumnezeu ca lucrurile alea sociale să facă parte din interiorul închinării noastre. Dar dacă noi trebuie să sărbătorim în închinarea noastră lucrurile acestea, da? Vorbesc de cele culturale, sociale. Nu vorbim despre sărbătorirea morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Aia este poruncită. Aia trebuie să o facem continuu, da? Astăzi fratele Andrei m-a forțat, doar că m-a îndemnat și am făcut o înregistrare pe Facebook pe anumite întrebări din această categorie și un lucru care am ținut să subliniez și vreau să subliniez în seara aceasta. Nimeni care se consideră creștin nu spune că învierea Domnului Iisus Hristos nu trebuie sărbătorită. Nu există așa ceva, da? Ceea ce cred că Biblia ne arată este că trebuie să sărbătorim, cum să sărbătorim, da? Și că alte lucruri care n-au fost poruncite nu trebuie să facă parte din viața bisericii. În sensul acesta există câteva texte în Sfânta Scriptură la care am vrea să ne uităm destul de fugitiv și să las timp de dialog, de discuții, de schimb de vorbe, care cumva tratează problema asta de sărbători. Da? Nu sunt foarte multe texte
în Noul Testament cel puțin, care să trateze în mod expre. Probabil că nici nu era o preocupare foarte mare. Eu cred că lucrurile au fost clare pentru biserica primară. Există doar câteva texte la care ne vom uita, câteva care le voi menționa în trecere, care nu fac parte din această seară. De exemplu, trebuie să pornim de la premiza clară prezentată de Sfânta Scriptură că orice de invenție umană nu are loc în închinarea poporului Dumnezeu. Lucrul ăsta am văzut de nenumărate ori împreună când am studiat principiul regulativ. Un lucru care este cumva un punct foarte focal, dacă vreți să vă uitați, când Domnul Iisus atacă această problemă. De exemplu, în Matei 15, când Domnul Iisus acuză pe iudei, pe farisei și acuză folosind o acuzație adusă poporului prin Isaia că ei îl laudă pe Dumnezeu doar de pe buze. Da? Dar ei, de fapt, se închină ca și un ritual și fac tot felul de datini omenești și, de fapt, n-au nicio treabă. Inima lor este departe de Dumnezeu. Punctul acesta mi se pare extrem de focal și extrem de important pentru că este un punct în Noul Testament în care Dumnezeu, în mod personal, da, trage o linie în pământ, cum s-ar spune, trasează o linie care spune nici o invenție umană nu are ceva de a face cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Da? Doar ceea ce este de sursă divină, de poruncă divină, are de a face cu închinarea duhovnicească. Și la fel cum în trecut poporul se închina doar de pe buze, cum inventau propriile lor legi și ritualuri și așa mai departe, la fel pe vremea Domnului Iisus Hristos, același lucru se întâmpla, la fel pe vremea apostolilor, același lucru se întâmpla, da? Pur și simplu oamenii căutau propriile lor metode și la fel imediat după și de-a lungul istoriei, oamenii au căutat întotdeauna ritualuri, religie și așa mai departe, dar în esență au fost departe de Dumnezeu. Și au fost departe de Dumnezeu pentru că inima lor n-a fost alipită de Dumnezeu. Cum știm asta? Păi dacă inima lor ar fi alipită de Dumnezeu, am văzut de exemplu în Ioan 15, o inimă care este iubitoare de Dumnezeu caută să fie ascultătoare de Dumnezeu. Deci o inimă care e iubitoare de Dumnezeu vrea să asculte de Dumnezeu. Oamenii iubitori de Dumnezeu s-ar teme ca să facă altceva decât ceea ce Dumnezeu le-a poruncit. Da? În schimb, oameni pentru care religia, ritualul contează, ei nici măcar nu își pun întrebarea. Oare Dumnezeu va fi fericit dacă eu fac asta? Oare El mi-a poruncit? Pentru ei contează să fie ritual. Da? Pentru ei contează să fie formă, activitate, religie. În așa fel încât să pară că sunt oameni religioși. Da? Pentru noi, sper, cred că contează să fim ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și în această seară vreau să ne uităm la trei texte, două sau trei texte. Coloseni capitolul 2, Galateni capitolul 4 și o să ne uităm și în Romani. Textele acestea sunt importante pentru că ele vizează într-un anumit context și vrem să ne uităm pe la care este contextul, exact problema aceasta. De asemenea, sunt importante pentru că sunt la un punct incipient, adică sunt la un punct după ce bisericile acestea au fost plantate, ele își trăiesc viața lor normală, normativă, creștină și intervin niște influențe din afară care încearcă să le schimbe practica, credința și să introducă alte tradiții, alte gândiri și Apostolul Pavel vine să combată exact lucrul acesta. Foarte important, pentru că ne arată felul în care ar trebui ca să tratăm noi lucrurile acestea după ce Apostolul Pavel nu mai va fi pe scena istoriei. Odată ce canonul se închide, avem toată revelația, imediat după încep alte obiceiuri, alte tradiții, alte gândiri, alte filosofii care acum reușesc să infiltreze în biserică și de-a lungul timpului au infiltrat din ce în ce mai multe. Lucrul ăsta e evident, de exemplu, chiar dacă ne uităm numai la Paști. Da? Dacă ne uităm la Paști, într-adevăr, practica Paștelui se poate găsi chiar din secolul al doilea, de exemplu. Da? Ceea ce înseamnă că este o practică foarte apropiată de vremea apostolică. Dar, inclusiv la Paști, vedem o evoluție a ceea ce înseamnă Paștele. Inițial, se ținea doar o zi. Se zicea o anumită duminică în care se celebra
învierea Domnului Iisus Hristos în mod special. Păi au început o felul de dispute despre când să fie acea zi. Unele biserici ziceau că trebuie să fie într-o anumită vreme, altele în altă vreme și așa mai departe. Cu timpul, această sărbătoare a evoluat. Au venit alți oameni care s-au dat mai duhovnicești și au zis, măi, nu e chiar ok. Duminica învierii e foarte importantă, dar hai să nu uităm că au fost alte evenimente majore. Și am avut joia mare, vinerea și așa mai departe. După aia au venit în timp alții și au zis, stai un pic, nu e ok. Trebuie să avem o lună întreagă, 40 de zile, trebuie să luăm toate evenimentele. După aia au venit alții și au zis, voi, trebuie să luăm în calcul și cincizecimea. Și tot așa s-a adăugat și s-a adăugat și s-a adăugat, pentru că la scurt timp, după ce canonul s-a închis, bisericile din nou au fost sub un asalt de filosofii, de idei și în mare parte, trebuie să recunoaștem lucrul acesta și recunoaștem lucrul acesta, pentru că altfel n-am fi baptiști, cea mai mare parte din biserică, biserica exterioară, proclamată, nu biserica reală, n-a făcut față la asalturile acestea, da? Noi nu credem, de exemplu, că Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică reprezintă cu adevărat Biserica lui Hristos. Da? Noi credem că încă de la începuturi, din păcate, o mare parte din biserică, cea proclamată, declarată, a fost coruptă. Dar în același timp credem că biserica adevărată a lui Hristos întotdeauna a păstrat credința adevărată. Da? Acum, să fie foarte clar, noi nu discutăm despre lucrul acesta ca și o problemă de categoria întâi. Adică cei care sărbătoresc înseamnă că nu sunt mântuiți. Sau cei care nu sărbătoresc sunt cumva neapărat mai duhovnicești. Sau... Este într-adevăr o problemă secundară. Dar cred că dacă cauți să fii ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, vei vrea ca să fii ascultător și din punctul ăsta de vedere. Și atunci nu cred că ar trebui ca să ne fie teamă să zicem, măi, dacă adresăm aspectul ăsta și s-ar putea să-mi dau seama că, de fapt, felul în care am abordat subiectul ăsta a fost greșit, consecințele vor fi destul de drastice. S-ar putea să trebuiască să-mi schimb anumite tradiții. Hai mai bine să nu tratăm subiectul ăsta, da? Asta mi se pare foarte periculos. Ai anumite zone din viața ta care sunt, cum zic americanii, off-limits la Dumnezeu, știi? Nu, absolut tot din viața noastră trebuie ca să fie... privită din punct de vedere a Scripturii. Da? Bun, haideți să ne uităm la Coloseni, capitolul 2. O să ne uităm, cum am zis, foarte fugitiv, ca să ajungem să subliniem aspectele care țin de acest subiect, de sărbători, de zile, și să vedem cum tratează Apostolul Pavel. Din nou, contextul cumva general, și la Coloseni, și la Galateni, este cam acesta, păstrarea credinței așa cum a fost ea dată. Da? Este încercarea Apostolului Pavel de a îi încuraja ca să rămână la dreapta credință, așa cum au primit-o de la el. Și, de exemplu, în cazul acesta este și un fel de prevenire. La Colose se pare că lucrurile nu erau exact ca la Galatență, poate erau atacuri din alte părți cu alte nuanțe, dar cu siguranță cam tematica este similară. Apostolul Pavel începe în felul acesta, arătând de ce le scrie, inima lui, vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodiceea. De ce le spune asta? Pentru că el avea așteptarea ca această scrisoare, această epistolă, probabil să ajungă și la cei din Laodiceea, să fie citită și acolo. Și pentru cei care nu m-au văzut față în față, ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste și să aibă bogățiile depline ale înțelegerii complete pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos, în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii. Da? Deci aici ne începe să ne arate care este scopul lui, da? Și adică să-i încurajeze, să fie uniți în dragoste, să fie plin de bogățiile înțelegerii complete, da? Să cunoască taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos. Da? Asta este scopul final. Da? Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Deci el vine și le spune ce urmează să le spună și pe lângă asta le spune această motivație a lui, ca nimeni să nu vină și
să nu vină nimeni și să îi să îi amăgească cu argumente false, da? Asta este ideea. Apostolul Pavel vrea ca ei să fie protejați de aceste argumente false, de aceste asalturi, da? Întrucât chiar dacă sunt departe cu trupul, în duh sunt cu voi, mă bucur să văd rânduiala care este între voi și fermitatea credinței voastre în Hristos. Deci în același timp el îi previne și el îi laudă pentru faptul că țin rânduiala care trebuia ținută și erau fermi în credință. Da? Așadar, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, tot așa să și continuați să trăiți în El, înrădăcinați și zidiți în El, devenind tot mai puternici în credință. Cum ați fost învățați? Aducând din belșug mulțumire. Mi se pare un verset foarte important, foarte important pentru noi și definește cumva discuția, și anume felul în care l-am primit pe Hristos, da? Tot așa să continuăm să trăim în El, da? Deci felul în care l-am primit și să devenim mai puternici în credință, dar cum anume? Și anume felul în care am fost învățați. Aici trebuie să ne punem o întrebare. Învățați de cine și de ce, da? Și aici ne vom diferenția de bisericile tradiționale, adică de Biserica Ortodoxă și Catolică și mai departe. Noi credem că Apostolul Pavel face un apel ca ei să rămână în credința și în învățătura care au primit-o prin revelație divină, prin revelație apostolică de la el, da? Și de la toată revelația care vine prin cuvânt. Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică cred că revelația și rânduiala creștină vine prin cuvânt și prin biserică. Da? Aici este un punct de divergență foarte mare. Eu cred că este evident că Apostolul Pavel îi cheamă ca ei să rămână și să continue în credința care au primit-o de la el, de la apostoli, de la Domnul Iisus. În niciun caz nu avem nicio evidență aici că Apostolul Pavel vrea să facă vreo referire. Măi, dacă peste câteva secole mai vine ăștia cu niște concilii, cu niște idei noi, să fiți sigur că le băgați și pe alea în seamă și vă schimbați rânduiala. Nu! Pentru că exact asta se întâmplă aici. Veneau oameni din afară cu tot felul de idei și Apostolul Pavel spune, lăsați voi schimbările astea, voi țineți credința exact cum ați primit-o, da? Exact cum ați fost învățați. Ceea ce ar trebui să fie un principiu foarte bun pentru noi, da? Orice idee, orice schimbare care vine și nu este din Scriptură, trebuie să fie respinsă de noi, da? Noi trebuie să ne uităm în Sfintele Scripturi și să zicem ce spune Scriptura. Nu contează cât de ingenioasă pare, nu contează cât de inteligentă pare, noi trebuie să vedem dacă ni s-a poruncit să facem lucrul acela în Scriptură sau nu, da? Să păstrăm credința exact așa cum am primit-o. Cum am primit-o? Păi dacă unul dintre noi am primit-o cu îngeraș și cu fluturaș și mai departe, oare se referă Apostolul Pavel ca să o ținem așa? Nu! Alea sunt lucruri de care odată ce am ajuns la înțelegerea cuvântului, trebuie să le lepădăm și să rămânem după învățătura primită din cuvânt. Da? Vedeți să nu vă înrobească cineva prin vreo filosofie deșartă și înșelătoare care ține de tradiția oamenilor și de principiile acestei lumi. Subliniez doar câteva aspecte aici, da? Filosofia deșartă și înșelătoare, care el o definește ca una care ține de tradiția oamenilor, da? Lucruri, tradiția oamenilor și principiile lumii, da? Și el spune că aderare la o asemenea filosofie care ține de tradiție și de principii lumești este robie. Da? Foarte important de înțeles. Este robie. Adică noi ne înrobim cugetul, da? Și ne facem robi la aceste tradiții, la aceste filosofii, dacă le acceptăm și dacă abandonăm să ascultăm de Hristos ca să ascultăm de aceste filosofii, da?
Căci în El, adică în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și în El care este capul oricărei stăpâniri și autorități, sunteți și voi compleți. Adică nu ne lipsește nimică, da? Asta este ideea. N-avem nevoie de nimică din afară, pentru că totul este în Hristos și pentru că noi suntem în Hristos. Și fiind în Hristos, avem totul, da? Ca atare să vină cineva și să spună cuiva care îl are pe Hristos și care este în Hristos, mai am eu ceva pentru tine. Da? Ție îți lipsește ceva. Uite, am ceva care îți va face bucuria și mai deplină. Nu există așa ceva. Da? Eu am bucuria deplină. Eu am tot ce se poate avea, pentru că l-am pe Hristos, pentru că sunt în Hristos. Da? În El locuiește toată plinătatea, toată bunătatea, toată dragostea, tot ce se poate avea și trebuie avut este în Hristos. Da? Lucrul ăsta foarte, foarte important de înțeles. Deci Apostolul Pavel pune în contrast oferta lumii, oferta oamenilor religioși, oferta tradiției, în contrast cu Domnul Iisus Hristos. Da? În El ați fost și circumcis, tăiați împrejur cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate greșelile. Da? Un text foarte important despre ispășire. Da? De ce ai ajuns ca să fii în viață spiritual vorbind când s-a cumpărat lucrul acesta pentru tine? Nu când ai crezut, când Hristos a murit pentru păcatele tale, în momentul acela aducerea ta la viață a fost procurată de Hristos. Da? Fac o paranteză doar că este un text superb. Da? Deci nu este, ordinea nu este tu ai crezut, după aceea ai fost adus la viață, ai fost regenerat. Nu. Hristos a murit pentru tine, a procurat aducerea la viață și a aplicat-o în viața ta prin puterea Duhului Sfânt la un punct în timp și spațiu. Da? El a șters însemnarea cu toate regulile ei, care era împotriva noastră și ni se opunea, a luat-o și a pironit-o pe cruce, a dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Așadar, foarte interesant, da? Deci începe cu pledoaria lui ca ei să rămână fermi în credință, ei să nu se preocupe de filosofii umane, de tradiții și de alte lucruri. Ne spune și de ce, pentru că avem totul în Hristos, da? Ne spune cum am ajuns ca să avem totul în Hristos, și anume prin jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Și acum revine din nou la pledoaria lui după ce a pus o temelie sub ea, da? Vedeți cum el le-a legat cumva toate acestea de jertfa Domnului Iisus Hristos, de mântuirea noastră, deci ne-a scos orice motivație, da? Orice argument care l-am putea avea, el a zis, nu, să înțelegeți cum stau lucrurile, aveți totul în Hristos și aveți asta datorită jertfei lui, așadar, nimeni să nu vă condamne sau să nu vă judece, da? Cu privire la ce mâncați și la ce beți, sau cu privire la o sărbătoare, sau la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, da? Acum, câteva aspecte, da? La ce se referă aici când spune nimeni să nu vă judece sau să nu vă condamne, da? Se referă aici că este vorba că ei țineau, de exemplu, sabatul și veneau cei din afară și ziceau să nu țineți sabatul, sau se referă la faptul că ei nu țineau sabatul și veneau iudeii din afară și ziceau că trebuie să țină sabatul? Care credeți? A doua. De multe ori texte genul sunt citate, textul acesta este citat, când cineva zice, uite, eu țin ziua mamei, ziua roadelor, ziua floriei, ziua ghioceilor, ziua aia, și tu zici, frate, dar unde le-ai găsit acestea în Scriptură? Și el zice, nimeni să nu vă judece cu privire la o zi de sărbătoare. Ai de capul meu, ăsta n-o citit prin Biblie deloc, da? Deci el atâta numai textul ăla l-a scos din context. Pentru că dacă ar fi citit din Biblie, el ar fi înțeles că el este cel care judecă. El care vine și se uită la mine și zice, bă, dar tu n-ai ziua ghioceilor? Ce-i cu tine? Ce fel de, nu știu, este ziua ghioceilor? Nu știu, da? Sau, tu nu ții floriile? Ce fel de creștin ești tu că nu ții floriile, da? Tu nu sărbătorești rusaliile?
Ce fel de creștin ești tu care nu sărbătorești rusalile? Eu am pățit-o pe pielea mea. Am fost apostrofat de mai marei cultului pentru că le-am spus că rusalile este un eveniment irepetabil și că avem doar două rânduieli care ne-a lăsat Hristos. Acum, cine a fost judecat? Pe eu am fost judecat pentru că nu țineam lucrul acela, la fel cum cei din Colose sau cei din Galateni erau judecați pentru că lor li se părea celor de afară că lor la Colose le lipsesc anumite elemente necesare, anumite sărbători. Da? Asta trebuie înțeles. Judecata despre care este vorba aici este judecata celor care nu vor să țină altceva decât ceea ce le-a poruncit Hristos și vin alții și zic, nu, nu, mai trebuie să țineți ceva. Mai trebuie să țineți aia, mai trebuie să țineți aia ca să fiți în rând cu lumea, cum spunem noi românii. Da? O altă chestie care trebuie menționată aici este că și la Galateni și la Coloseni cu siguranță există și aspecte, probabil, de nuanță păgână. Apostolul Pavel vrea să prevină orice influență păgână, dar interesant este că în mod principal, și la Galateni și la Coloseni, probabil că și de acolo erau atacurile, Apostolul Pavel face referire la sărbătorile Vechiului Testament și spune nici măcar acelea să nu le păstrați. Da? N-au nicio treabă, nu vă lipsește nimic. Acelea au avut un scop până acum, voi îl aveți pe Hristos. Voi îl aveți pe Hristos și pe revelația Lui. Aveți deplinul, nu mai aveți nevoie de umbre, aveți realul. Și lucrul acesta este extrem de clar și aici, unde Apostolul Pavel spune nici măcar la o zi de sabat. Și referința la o lună nouă. Dacă vă uitați acasă, în Biblie o să aveți acolo niște notițe de subsol și va fi o trimitere în Vechiul Testament să vedeți despre ce sărbători este vorba când Apostolul Pavel vorbește despre o lună nouă. Da? Deci, nu trebuie să ne lăsăm condamnați. De ce? Așadar, pentru că îl avem pe Hristos, pentru că nu ne lipsește nimică, pentru că n-am fost lipsiți de absolut nimică prin revelația care am primit-o, da? Și pentru că oricine vine cu o revelație suplimentară sau cu o idee în afara Scripturii, este după tradiția și gândirea și filosofia omenească și nu este duhovnicesc, da? Este ușor de judecat lucrul acesta. Cineva vine cu o idee și zice, frate, spune-mi unde în Biblie ai găsit porunca asta. Cât se poate de simplu de judecat. După aia Apostolul Pavel, în versetul 17, explică care a fost rolul lucrurilor acestea, da? Și cum stau lucrurile acum. Care sunt o umbră a lucrurilor viitoare? Care sunt o umbră? Păi sărbătorile. Sărbătorile sunt o umbră. Care sărbători? În cazul acesta, probabil că este vorba despre sărbătorile vechi testamentale, mai mult ca sigur, da? În schimb, zice el, trupul sau plinătatea, da? Asta vrea să zică el, realitatea, trupul însă este a lui Hristos. Și aici el se referă, eu cred că este un joc de cuvinte care vrea Apostolul Pavel să spună aici, plinătatea sau trupul care este a lui Hristos și cine este trupul lui Hristos? Noi suntem trupul lui Hristos, da? Deci el vrea să ne spună, pe de o parte, că noi avem plinătatea în Hristos, da? Și în a doua parte ne spune că această plinătate este trăită în trupul lui Hristos. Deci ea este înmagazinată, dacă vreți, în Hristos, câștigată de Hristos și dată bisericii prin Hristos ca să fie, să ne bucurăm de ea. Deci avem noi în comunitatea, în trupul lui Hristos, manifestat aici, în trupul acesta local, tot ceea ce avem nevoie. Nu ne lipsește absolut nimic, nu avem nevoie de tradițiile astea, nu avem nevoie de sărbătorile acestea suplimentare. Da? Nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinarea la îngeri, să nu vă răpească premiul. Dar la ce se referă el? Păi falsa smerenie este acești oameni care vin și spun, păi uite noi cât de religioși suntem, cât de smeriți suntem, uite noi câte zile de sărbătoare avem și așa mai departe, da? Și Apostolul Pavel spune, asta e falsă religie, falsă smerenie, n-are nicio treabă, da? De ce n-are nicio treabă? Pentru că adevărata smerenie ar fi acea smerenie care în primul rând caută să asculte de Dumnezeu. Asta ar fi adevărata smerenie, da? Falsa smerenie este exact ceea ce făceau fariseii, care inventau legi numai să pară super religioși. Lor nu li se părea suficient legile care le-a dat Dumnezeu, ei inventau mai multe legi și vineau și puneau tot felul de legi deasupra poporului. Asta era o falsă smerenie. Și Domnul Iisus Hristos vine și le arată până la urmă și public îi confruntă și le spune, voi sunteți niște morminte văruite. Voi nu aveți nicio treabă cu dragostea de Dumnezeu. Voi faceți lucrul acesta numai să păreți, vă
vă place ca oamenii să vă consideră religioși, vă place ca oamenii să vă consideră smeriți, dar voi sunteți niște îngânfați, niște ipocriți, voi n-aveți nicio treabă cu Dumnezeu, da? Și în închinarea la înger, probabil că este o referire la anumiți curenți care erau în acea vreme și în iudaism a oamenilor care se închinau la îngeri. Se potrivește foarte bine cu ceea ce se întâmplă și în zilele noastre, cu sectele care realmente se închină la îngeri, care cred că Domnul Iisus este cel mai mare dintre îngeri și așa mai departe. Da? Deci din start, când auzi chestii de genul, fugi de ele. Da? Orice idee de genul trebuie să fugim de ele. Da? Să nu vă răpească premiul. Un astfel de om cercetează amănunțit lucrurile pe care pretinde că le-a văzut și se îngânfă fără motiv pentru gândurile firii lui. Da? Altfel spus, ăștia sunt oameni care își închipuie că au revelații, care își închipuie că-s duhovnicești, care își închipuie că Dumnezeu le-a spus ce trebuie să facă, dar de fapt n-au nicio treabă. Ăstea nu-s de la Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat în totalitate revelația, ăstea-s din firea lor. Da? Ăștia-s oameni care din diverse motive. Da? Din diverse motive. Nu știu ce la un moment dat a motivat pe cineva să organizeze în biserică sărbătoarea văduvelor. Da? Nu știu. Dar nu Biblia l-a motivat, să fie foarte clar. Asta nu înseamnă că văduvele nu trebuie îngrijite, nu trebuie cinstite, nu trebuie așa mai departe. Da? Alea-s porunci biblice. Dar nu trebuie organizată serbarea văduvelor. Aia nu-i poruncă biblică. Aia vine din fire. Poate că avea nevoie de voturi la adunarea generală. Poate că nu știu, adică știu, că știu cum merg lucrurile astea, da? Și la un moment dat au intrat în tradiție. La un moment dat chestiile astea au intrat în tradiție. Apropo, orice chestie, dacă îi practicată suficient de mult, peste 500 de ani, o să zică lumea, ui, cum să te atingi de sfânta tradiție a văduvelor? Asta e cea mai prețuită parte din credința noastră. De ce? Pentru că s-a practicat de atâta timp și lumea nu mai are curaj să se atingă de ea, da? Concluzia despre asemenea oameni care își permit să vină în Biserica lui Hristos și să zică ce aveți voi nu este suficient, mai trebuie să aveți lucrurile acestea, mai trebuie să aveți niște zile mai speciale, mai trebuie să adăugați niște învățături, mai trebuie să adăugați niște practici. Un asemenea om nu se ține strâns de cap, da? Adică de Hristos, din care tot trupul sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Deci tot trupul bine închegat, să folosim terminologia lui Cornilescu, da, își primește creșterea și o primește de unde? Din Hristos. Da? Și Apostolul Pavel spune, un om care vine cu tot felul de filosofii din acestea, din lucruri extra-biblice, interesant este, lucrurile extra-biblice despre care vorbește Apostolul Pavel aici, sunt din Vechiul Testament. Și el spune, odată ce a venit Hristos și ălea s-au dus. A rămas doar ceea ce Hristos ne-a lăsat. Doar aia mai este, vă leagă conștiința voastră. Ceea ce a fost, au fost umbre. Ați terminat cu ele. Și oricine vine, fie cu umbrele din Vechiul Testament, fie cu alte idei, fie cu orice ar fi, omul acesta nu este legat de cap. Nu-și primește informația din cap. Că dacă și-ar primi-o din cap, v-ar spune ceea ce deja se găsește pe paginile Sfintei Scripturi, nu? Dar nu s-a contrazice Hristos. N-a venit cu ceva diferit, da? Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, da? Interesant, principiile lumii face referire acum la orice idee străină în afară de revelația nou-testamentală pentru biserică. Adică, practicarea sabatului, da? În cadrul noului legământ, în cadrul bisericii, este un principiu al lumii. De ce? Pentru că este o încercare de a fi religios cu falsă smerenie și de neascultare față de Dumnezeu. Da? Practicarea unor obiceiuri și practici din Vechiul Testament, care nu-și mai au omenire acum, care Hristos a împlinit scopul lor, este un principiu al lumii. De ce? Pentru că încalcă porunca lui Dumnezeu, încalcă scopurile lui Dumnezeu și este neascultare față de Dumnezeu. De ce trăiți ca și cum ați aparține acestei lumi, ascultând de porunci precum nu atinge, nu gusta, nu pune mâna? Aceasta se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor, sunt doar porunci și învățături ale oamenilor. Ele par să fie bazate pe înțelepciune, par să fie, da? Pe înțelepciune prin religie autoimpusă,
Da? Nimeni nu le-a spus să facă lucrul acesta, nimeni însemnând, nu le-a spus Hristos, nu a spus apostolii, Biblia nu le spune. Asta este un test foarte simplu. Pentru mine a fost cumva provocarea care m-a făcut să capitulez. Și provocarea a fost aceasta. Mihai, ia Noul Testament, citește-l de la cap la coadă și spune-mi, fără influențele exterioare, dacă ai ajunge la sistemul religios care există în ziua de astăzi. Și răspunsul este nu. N-ai cum să iei Noul Testament și să ajungi la ceea ce se practică în bisericile de astăzi. Este clar că ceea ce se practică în bisericile de astăzi nu vine din Noul Testament. Atunci nu înțeleg oameni care practică și cred și manifestă tot felul de lucruri care nu se găsesc în Noul Testament, cum ei pot să zică că cred în autoritatea Scripturii, în suficiența Scripturii. Ăsta este experimentul. Dacă este o religie autoimpusă sau dacă este o religie care este poruncită de Dumnezeu. Iei cuvântul, citești cuvântul și spui pe hârtie. Dacă aș face doar ce scrie aici, cum ar arăta biserica la care mă duc eu? Cum ar arăta închinarea? Cum ar arăta viața mea de credință? Și dacă aia nu bate cu realitatea, înseamnă că tu ai o religie autoimpusă. Ai o religie inventată de tine. Și cele mai multe biserici nu sunt dispuse ca să facă acest experiment pentru că n-ar mai ști ce să facă de mâine. Ar trebui să desfințeze 90% din ceea ce fac. Ar trebui să desfințeze felul în care conduc biserica, felul în care predică, felul în care cântă, felul în care tot ar trebui să desfințeze. Ar trebui să o ia de la zero, realmente. Și ca atare nu fac lucrul acesta. Dar dacă nimic altceva nu țineți minte din seara aceasta, este provocarea aceasta. Ceea ce eu fac, cred și practic în credința mea, este ea rezultatul a ceea ce îmi poruncește Noul Testament sau este religie autoimpusă? Și dacă este religie inventată, da? Fugiți de acolo. N-are nicio legătură cu Dumnezeu. Da? Este pur și simplu falsă smerenie prin asprime față de trup, însă nu au nicio valoare în ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Apostolul Pavel vrea să spună că oameni foarte religioși, da, foarte religioși, oameni care îți dispuși să fie chiar asceți, adică să renunțe la tot felul de lucruri, gen la hrană, la așa mai departe, oameni care îți dispuși să aibă tot felul de ritualuri și de tradiții, nu sunt oameni sfinți. Da? Nu sunt oameni sfinți. Sunt oameni religioși și doar atât. Inima lor nu este transformată. Dorința lor nu este să asculte de Dumnezeu. Nu este să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Ei fac toate lucrurile acestea să pară religioși. Dar pornirile acelea au rămas aceleași. Da? Doar că au găsit alte metode prin care să le canalizeze. Și anume religia lor. Da? Să dea Domnul să nu fim asemenea oameni. Să fim oameni cu inimi transformate, cu inimi care iubesc pe Dumnezeu, care suntem dispuși să stăm înaintea cuvântului și să spunem orice îmi poruncește Dumnezeu. Da? Și doar ceea ce îmi poruncește Dumnezeu, doar aceea voi face. Da? Doar aceea mă interesează. Nu mă interesează altceva. Nu sunt curios de altceva. Sunt curios de ce Dumnezeu vrea pentru viața mea, ce Dumnezeu vrea pentru biserica mea. Da? Haideți să ne uităm foarte pe scurt la încă două texte și dacă mai sunt întrebări, le prim. Galateni 4, da? Galateni 4 se leagă foarte bine, probleme similare, știm contextul din Galateni. În Galatia vin la acești credincioși iudei care se cred foarte duhovnicești și le spun foarte bine, l-ați primit pe Hristos, ați primit propovăduirea apostolilor, ați primit credința, dar vă mai lipsesc niște lucruri și ei vin cu tăierea împrejur, dar cu tăierea împrejur aduc la pachet tot, da? Aduc la pachet sărbători, aduc la pachet tot sistemul ăsta vechi testamental. Și Apostolul Pavel în capitolul 4 vine și tratează aici în mod deosebit pentru noi și problema asta sărbătorilor, da? Și interesant că el începe tratarea acestei probleme făcând o comparație între ei ca și iudeii, care la un moment dat când erau sub lege, când erau în tot sistemul ăsta, cumva erau într-o robie, sub robia legii și erau într-o așteptare ca să iasă de sub toate lucrurile acestea și face comparație cu ei care ei erau în lume, sub robia păcatului, erau sclavi, da?
au fost eliberați, la fel ca și iudeii de Hristos, da? Și acum ei de bună voie vor să meargă înapoi, să ia un pas înapoi la inferioritate. Da? Asta e cumva contextul. Și în versetul 8, Apostolul Pavel punctează grija asta pentru ei. Atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați sclavi celor ce nu sunt Dumnezei, dar acum când îl cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă sunteți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă întoarceți din nou la acele principii sărace și slabe? Acum, care sunt principiile sărace și slabe la care se referă Apostolul Pavel aici? Se referă el, de exemplu, la practici păgâne? Nu, versetul 10. Versetul 10. Ce scrie versetul 10? Da? Zile lui vremușan. Așa, da? Deci, și din context, da? Din context, este evident, din contextul când se vorbește despre tăierea împrejur, despre lege, că zile, luni, anotimpuri și ani se referă la sistemul vechi testamental. Și Apostolul Pavel, în contextul unui creștin eliberat total în Hristos, spune că acele sărbători care în trecut erau poruncite de Dumnezeu, da? Erau poruncite de Dumnezeu, sunt sărace și slabe. Sau în alte locuri le spune, am văzut, ca și umbre. Da? Și el spune, cum voi acum care aveți plinătatea, vreți umbre. Cum voi acum care aveți bogăția în Hristos, vreți lucrurile de sărăcie, da? Și slabe. Pentru că acele lucruri erau îndrumătoare spre Hristos, îndrumătoare spre plinătate. Da? Și el se miră de ei, că odată ce au fost eliberați, odată ce au plinătate, odată ce au puterea care e în Hristos, s-ar întoarce la acele principii și din nou folosește conceptul acesta de robie, de sclavie. Da? Și într-un fel este, să fim foarte atenți, când începem și aducem tot felul de lucruri din afară sau tot felul de lucruri care în trecut erau valabile sub lege, dar nu mai sunt valabile și le punem pe conștiința omului, noi înrobim conștiința acelui om. Noi îi spunem că el trebuie, în religia asta așa îi, trebuie să faci lucrurile astea. Și noi n-avem voie ca să legăm conștiința omului cu nimic altceva decât ceea ce spune Scriptura, da? Nimic altceva ceea ce spune Scriptura. De exemplu, dacă tu ai fi, dau un exemplu, dacă tu ai fi un credincios convins de aceste principii biblice într-o biserică evanghelică unde calendarul sărbătorilor este foarte, foarte plin și tu ai simțit că nu poți participa la acele sărbători, ar trebui să fii exclus pentru lipsă de frecvență. Pentru că realmente tot te-ai duce și zice, eu nu pot ca să vin, voi din, tot din a doua, între a doua săptămână aveți ceva sărbătoare inventată. Eu nu pot ca să vin la astea. Și ai spus, dacă nu poți lua parte cu noi la închinare, la sărbători, păi nu poți fi membru aici, du-te altundeva, da? De ce? Pentru că au înrobit, au legat conștiința acelui om față de niște porunci omenești, da? Față de niște porunci omenești. Ca omul acela să facă parte din acea adunare, el trebuie să accepte toate acele lucruri, da? Chiar dacă el le vede clar ca și fiind în afara Scripturii. Și Apostolul Pavel spune, mi-e teamă ca nu cumva să mă fie ostenit în zadar pentru voi, da? Pentru că ei erau în pericol de a accepta învățătura aceasta ca să ia tot sistemul acesta vechi de sub lege și nu să renunțe, ziceau ei, la Hristos și la libertatea în Hristos, dar să le îmbine cumva, da? Să le îmbine cumva. Hai să fim totuși și cu obiceiurile din trecut, hai să fim și cu tradițiile astea, hai să fim și cu tăierea împrejur, hai să fim cu ăstea și rămânem și cu Hristos. Și Apostolul Pavel spune, nu merge, da? Nu merge. Pentru că lucrurile acelea din trecut, tradițiile acelea, obiceiurile acelea, vorbeau toate despre Hristos, Hristos a venit, ele nu mai au niciun loc, acum a rămas plinătatea lui Hristos în trupul lui, în biserica lui, da? Un ultim text foarte, foarte fugitiv și după aia mai putem discuta și anume Roman 14, da? Roman 14 care tratează cumva din nou ideea aceasta de libertate, de conștiință și de încredințare și aici iară tratează ideea de mâncare, de băutură, de sărbători. Și la un moment dat este acest verset
din versetul în 6, unde Apostolul Pavel vorbește despre cel care respectă sau păzește o anumită zi și despre faptul că pentru Domnul o respectă. Da? Acum, acest verset, dacă îl scoți din context, poate fi folosit, răstălmăcit, să spună, vezi, atât timp cât omul e încredințat și el o face pentru Domnul, înseamnă că e voie. Da? Dar nu asta e intenția. Dacă te uiți și citești cu atenție, tot ceea ce Apostolul Pavel vrea să scoată în evidență este că, de exemplu, sunt oameni care mănâncă carne de porc, da? Pentru că au înțeles că au libertatea să o facă și au dreptate, au libertatea să o facă și o fac de plin încredințați că ei slujesc pe Dumnezeu. Și sunt oameni care încă n-au înțeles că au voie să mănâncă carne de, să mănânce carne de porc și nu o mănâncă. Și Apostolul Pavel spune, și omul acesta care încă n-a ajuns la cunoștința aia, la maturitatea aia, și el are o intenție bună. Și el o face dintr-o dorință să-L slujească pe Dumnezeu. Ca atare, tu care ai libertatea și ești încredințat și ești corect după Scriptură, nu judeca pe fratele tău care încă nu are, de parcă el ar avea o intenție rea. Să-i spui, oh, sigur tu de aia nu vrei să mănânci porc pentru că tu te crezi mai sfânt ca mine. Nu, poate el încă n-a înțeles lucrul ăla, da? Când iei principiul ăsta și îl aplici în versetul 6, în același context se află, tot ceea ce Apostolul Pavel vrea să spună e același lucru, da? Cei care țin anumite zile, anumite sărbători, da? Poate că erau oameni chiar încă în tranziția asta care încă țineau sabatul. Poate alte sărbători vechi testamentale sau așa mai departe. Dacă sunt credincioși cu adevărat, ei de aia le țin, pentru că cred că slujesc pe Dumnezeu. Nu sunt răi intenționați, nu sunt neapărat oameni care vor ca să răstoarne credința. Sunt oameni care pur și simplu așa sunt credințați la ora actuală. Dar Apostolul Pavel în Romani 14 nu se pronunță într-un mod definitiv că acel frate care respectă o zi ar fi fratele care are dreptate. Da? Poate chiar din contra, din context, este destul de evident că este fratele mai slab. Cum știm că este cu siguranță cel care încă n-a înțeles? Uitându-ne la celelalte texte din Noul Testament care vizează respectarea unor zile în afară de acele zile poruncite de Hristos, ceea ce am făcut și în această seară, ceea ce mai putem să facem mai pe larg. Ce ne spune Apostolul Pavel atunci? Foarte simplu, da? Dacă fratele Sorin, îl folosesc ca și un exemplu că știu că nu se supără, în seara aceasta consideră în continuare că ziua de joi are o semnificație specială și pentru el are acea semnificație, eu nu trebuie să-l judec pe el să zic, cu siguranță e un fariseu. Cu siguranță el numai vrea ca să răstoarne credința noastră dreaptă. Nu! Cu siguranță, pentru că îl cunosc pe fratele Sorin, e un frate sincer, care îl iubește pe Dumnezeu și care e deplin convins că respectând văzând ziua aceea ca și specială, pentru Dumnezeu o vede așa. Nu înseamnă că are dreptate, dar e sincer în greșeala lui. Și Apostolul Pavel vrea, exact cu ceea ce am început, să introducă în discuție, există în mod obiectiv adevărat și fals, există în mod obiectiv biblic și nebiblic, da? Dar într-o adunare care este în creștere după cuvântul lui Dumnezeu, exact cum am experimentat de atâtea ori, vor fi oameni la puncte diferite în această călătorie. Și la orice punct te-ai afla, la orice convingere te-ai afla la ora actuală, nu ai niciun drept să disprețuiești pe un alt frate care este într-o altă încredințare. Da? Ci trebuie să-l iubești, trebuie ca să înțelegi că el doar vrea ca să fie plăcut lui Dumnezeu și să te rogi pentru el să înțeleagă adevărul deplin al Scripturii. Ca tare și între noi. Poate mâine sunt oameni care în mod special vor considera că e o zi specială, da? Poate vor găti nu știu ce special, să dea Domnul să mă invite și pe mine. Dar eu nu trebuie să-i judec pe ei pentru că ei n-au înțeles lucrurile cum le arată Scriptura. Și nici ei pe mine. Să zică, Mihai, uite ce... Da, sau cum e? Da, pentru că el se crede mai sfânt ca noi, pentru că... Nu. Prezumția de la care ar trebui să pornești este... Mihai vrea să fie ascultător față de cuvântul lui Dumnezeu și face ceea ce face pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Da? Asta este atitudinea care trebuie să existe între noi. Și când există dragostea asta și atitudinea asta și înțelegerea asta, biserica în timp va ajunge la o înțelegere
comună, da? Acum, o notă ultimă pentru mine, personală. Dacă sunt în biserică care au altă încredințare, da? Nimeni nu va fi disciplinat, apostrofat și așa, pentru că nu vede lucrurile exact așa. Dar mi se pare la fel de iubitor, la fel de corect, ca să nu se pretindă, de exemplu, de la mine ca și slujitor, să vin să mimez niște chestii împotriva încredințării mele și împotriva ceea ce eu cred că învață cuvântul lui Dumnezeu, doar ca noi să fim împăcați că suntem ca restul lumii. Da? Deci să avem cumva un echilibru aici. Și eu cred că l-avem. Eu nu și nimeni nu ar trebui să uite cu dispreț către oricine are o altă părere, da? N-ar trebui să judece, pentru că sunt chestii până la urmă de încredințare și ar trebui să căutăm prin studii de genul, prin discuții în particular, prin timp de părtășie, prin rugăciune pentru lumină, să ajungem la o înțelegere după cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt convins că în timp asta vom face și sunt convins că peste ani și ani și ani de zile lucrul acesta nu va mai fi un moment mai dificil și sunt convins că nu ne va lipsi nimic. Eu cred că în biserica aceasta ne-am bucurat mai mult de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos decât în foarte multe biserici. Eu nu cred că obiectiv privind la ultimii 3 ani am putea spune ne lipsește comemorarea și bucuria în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Eu nu cred că niciun frate ar spune asta în mod sincer. Da? Eu cred că este o presiune lumească, din afară, care vine la acest moment și spune păi voi nu sărbătoriți. Nu, domnule, noi sărbătorim mai mult decât voi toți. Noi sărbătorim tot timpul, noi luăm moartea și învierea Domnului Iisus Hristos în serios. Tot timpul ne bucurăm de ea, o studiem, o proclamăm, o trăim, tot timpul. Da? Pentru noi a fost Hristos Paștele nostru și duminica trecută, și duminica asta, și duminica viitoare, și fiecare zi din viața noastră, Hristos este Paștele nostru. Amin. Da? Amin.